mulți ani! Mulțumesc foarte mult că mă primiți din nou în sufletul dumneavoastră. Dacă vă aduceți aminte, ne-am văzut pentru prima oară într-o zi de 8 martie, acum 3 ani de zile, ocazie cu care mi-am dat seama și am înțeles că sunteți parte din sufletul meu, pentru că în foarte puține locuri din România am fost primit cu atâta prietenie, cu atâta căldură, cu atâta deschidere sufletească. Prin urmare, doamnelor, vă spun la mulți ani și vă pup cu tot dragul! La mulți ani din partea mea, din partea familiei mele, a soției mele, a unui domn de 2 ani și jumătate care e acasă, normal. Mă bucur foarte mult că m-am întors aici. Pentru mine e o întoarcere într-un loc care, repet, mă simt foarte bine, este ca o parte din familia mea. Într-un fel, suntem toți aici, dar lipsește cineva. Și acestui om, cu siguranță, o să-i ducem Domnul. E important însă că, așa cum el, cu siguranță, și-ar fi dorit, noi mergem mai departe. Important este să facem un pas înainte, pentru că el a fost omul curajos care a făcut un pas înainte. Eu îi mulțumesc, de la început, domnului primar, pentru că a avut încredere în mine și că împreună, că datorită lui, până la urmă, această după-amiază sunt în fața dumneavoastră și mă bucur de toate zâmbetele și aprecierile și aplauzele dumneavoastră. Vă mulțumesc! În același timp, dumneavoastră, doamnelor din Panciu, care sunteți așa de mândre, așa de frumoase, așa de puternice, așa de pretențioase, așa cum trebuie să fie o femeie adevărată, ei bine, meritați tot ce e mai bun. Astăzi o să ne ocupăm de treaba asta. Am venit, am îmbrăcat frumos, o să avem un program extraordinar și pentru că această întâlnire are în centru un om care a ales și a mers, a pariat pe ideea de a merge mai departe și pe continuitate și pe dorință de a vă face o bucurie, dați-mi voie un aplauz de casă să ne fiți în fața dumneavoastră aici pe scene, pe domnul viceprimar Iulian Nica, aplauzul dumneavoastră. Pariați pe curajul și pe tinerețea lui. Ei bine, el este cel care astăzi vă va spune acele cuvinte pe care le meritați, pentru că el care se află în funcția cu comunității noastre și încearcă să vă facă în fiecare zi, fiecare zi să fie frumoasă. Domnule primar, vă rog veniți alături de mine să vă vadă toată lumea. Bine ai venit la noi, Cristie, astăzi, în mijlocul vostru, oriunde ar fi, numai de nou până vineri la 9:30 seara să fie. În rest, întotdeauna când mă chema să știți că sunt aici. Într-adevăr, am emoții. Și de aceea o să vă rog să-mi dați voie să mă inspir și eu așa câteva gânduri către dumneavoastră. Stimate doamne, stimate domnișoare, vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației primăriei orașului Panciu și sunteți astăzi aici, alături de noi, pentru a sărbători împreună Ziua Internațională a Femeii. Astăzi suntem într-o mare familie, într-o familie care se reunește de câteva ori pe an pentru a se bucura de lucrurile bune din viața fiecăruia dintre noi. Din păcate, cum spunea și Cristi mai devreme, lipsește cineva din această familie a noastră. Mă refer la regretatul primar Ion Petre, cel care a inițiat această tradiție a noastră. Nu mai este printre noi, dar am convingerea că se bucură de faptul că noi, cei din primăria orașului Panciu, ducem mai departe lucrurile bune și frumoase pe care le-a făcut pentru oraș. Nu vreau să trec peste acest moment, fără să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc! Dumnezeu să le ierte, căci a fost un om bun. Dumnezeu să le ierte. De la care fiecare dintre noi a avut de învățat. Și unul dintre lucrurile pe care primarul Ion Petre m-a învățat
ca un părinte aproape, a fost acela de a respecta ceea ce reprezentați dumneavoastră în viața noastră, ca mame, ca soții și ca cele care dau viață copiilor noștri. De la domnul primar am învățat că de cele mai multe ori sunteți mai puternici decât noi, bărbați, și că atunci când vă plângeți, o faceți doar pentru că nu aveți puterea de a merge mai departe singure. Dar chiar și în acele momente, aveți puterea de a vă ridica și de a lua totul de la capăt, mult mai motivate și mult mai hotărâte. Nu în ultimul rând, am învățat că dumneavoastră ați fost, sunteți și veți fi sprijinul real al acestei comunități, cele care puneți prin dragostea și priceperea dumneavoastră o cărămidă trainică la temelia dezvoltării durabile a comunității din orașul Panciu. Pentru toate aceste lucruri, dar și pentru sensibilitatea, voința, spiritul de sacrificiu și pentru tot ceea ce reprezentați în viața noastră, doresc să vă mulțumesc și să vă urez o primăvară frumoasă, pace, sănătate și numai împlinire. Să fiți înconjurate de căldură, tandrețe, armonie și dragoste. Vă doresc ca această zi să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră un prilej de bucurie, un motiv pentru a pune grijile deoparte. Vă asigur că pentru mine și colegii mei din cadrul primăriei orașului Panciu, zâmbetul din ochii dumneavoastră reprezintă cea mai mare bucurie a zilei de astăzi. O bucurie pe care o împărtășim cu dumneavoastră și domnii invitați astăzi, care să ne bine dispună. La mulți ani doamnelor, la mulți ani domnișoarelor, nu uitați că vă apreciem, vă respectăm și vă iubim. Și pentru că am făcut referire încă de la început la cel care a fost primarul orașului Panciu, domnul Ion Petre, nu vreau să închei înainte de a anunța faptul că joi după amiaza, în cadrul adunării generale a Asociației Orașelor din România, i s-a oferit celui care nu mai este astăzi printre noi titlul de primar al anului 2013, post-morte. Această distinție fiind o recunoaștere a întregii activități depuse în slujba comunității, în slujba noastră, a tuturor locuitorilor orașului Panciu. Astăzi, alături de noi, se află doamna Lenuța Petre, soția domnului primar, și doamna Oana Trăitoru, cea care a fost lumina din sufletul domnului Ion Petre. Dați-mi voie să mânez această valoroasă distinție aici și acum, familiei. La mulți ani încă o dată tuturor doamnelor și domnișoarelor, petrecere frumoasă în continuare și o să-i mânez ștafeta lui Cristi, prietenul nostru, care întotdeauna a fost alături de noi. Întotdeauna alături de dumneavoastră, felicitări domnului viceprimar Iulian Nica și mulțumiri pentru totdeauna domnului primar Ion Petre, sufletul comunității noastre pentru atâta vreme. Și fiți siguri că în această frumoasă după-amiază, prin toate gândurile dumneavoastră bune, el se află aici cu noi, așa cum a fost mereu. Mulțumim foarte mult! Zic să trecem la treabă, pentru că este o zi în care trebuie să fiți răsfățate, o zi în care să vedeți foarte multe lucruri plăcute, zi în care aveți foarte multe surprize. Dacă nu mă înșel, mai invit pe cineva? Da, cred că este bine ca înainte să începem petrecerea.
puterea, să-l invităm alături de noi și pe domnul deputat Ciprian Nica. Și domnul Dragoș Bărlădeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Francia, este invitat alături de noi. Iată, domnilor, haideți alături de mine. Bine ați venit să le spunem împreună la mulți ani doamnelor din Panciu, tuturor doamnelor din Franța și din România. Să iau cuvântul, pentru că, la fel ca și Iulian, am și eu emoții. Am emoții pentru că acum 3 ani, în birou la mine, i-am spus prietenului meu, Nelu, ești nebun dacă faci așa ceva. I-am mai spus și pe scenă tot aici, aceeași treabă, că e nebun că a avut acest curaj. Dar astăzi vreau să-i mulțumesc că acel curaj pe care l-a avut acum 3 ani, astăzi a făcut din noi o familie, familie din care fac și eu parte, familie datorită căreia eu sunt astăzi unde sunt. Și pentru asta vin aici, cu mare plăcere, cu mare onoare, pentru că aici este familia mea, aici este casa mea și eu sunt temporar plecat, pentru că tot aici rămân. Am venit să vă spun la mulți ani, să vă urez sărbători fericite în continuare, o primăvară frumoasă atât în suflete cât și în casele dumneavoastră, celor care aveți mame acasă, copii și așa mai departe, să le spuneți la mulți ani din partea noastră, dorim astăzi prin Iulian, cel cu care mergem mai departe, pentru că trebuie să existe întotdeauna o continuitate, pentru ca o comunitate, în speță cum dat în orașul Panciu, să meargă și să ajungă acolo unde trebuia și acolo unde am stabilit acum 14 ani, când eu, împreună cu regretatul nostru primar, am pornit la drum și când Iulian era un tânăr copil pe care l-am luat lângă noi, cum au mai fost și alții și care nu ne-au făcut de râs. De asemenea, nici dumneavoastră, femeile, v-am avut întotdeauna lângă noi, v-am avut cu sufletul, cu psihicul și ne-ați ajutat întotdeauna și sunt sigur că ne veți ajuta și în continuare. Ce pot să vă doresc astăzi decât să fiți frumoase, decât să aveți multă sănătate și la dumneavoastră casă să fie bunăstare. Eu vă mulțumesc că m-ați primit, vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați și vă doresc distracție plăcută. Cristi, mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule deputat, domnul Nica, domnul vicepreședinte, vă rog! Bună ziua și seara una tuturor doamnelor, domnișoarelor din orașul Panciu. Sunt deosebit de onorat ca de fiecare dată să mă aflu în orașul dumneavoastră și mulțumesc pe această cale domnului deputat Ciprian Nica și domnului viceprimar Iulian Nica. Vă rog ca să-mi permiteți ca în această zi deosebită, în care este ziua mamelor noastre, iubitelor noastre, soțiilor noastre, să vă transmit din partea președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Oprișan, și din partea mea personal, multă sănătate, bucurii, fericire și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși cu proxima ocazie. Vă doresc un sincer la mulți ani și distracție plăcută. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnelor! Mulțumim mult pentru faptul că sunteți alături de doamne, mulțumim că pariați în continuare pe acest moment important pentru comunitate, pentru că e important să ne vedem, important este să sărbătorim, pentru că există motive. E bine că nu există ziua bărbatului, pentru că, după cum se știe, că în spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie puternică, așa cum sunteți dumneavoastră. Bun! Să trecem la programul artistic, pentru că avem, după cum am spus, multe surprize. E momentul să-i vedem pe copii, e momentul să ne bucurăm de ei, prin urmare. Pentru câteva minute puteți să dansați alături de trupa de majorete a orașului Panciu, Jolis, coordonator, Oana Apostu. Să dansăm, deci, trupa de majorete! 4, 3, 2, 1...
This is mambo number 5. Viitorul orașului Pancu!
fiindu-și copiii foarte frumos, adolescenți deja, foarte frumos, e, acum e momentul să dansăm. Știu că vă place să dansați, v-am văzut în edițiile trecute. Știu că muzica bună, adevărată, întotdeauna va aduce ritm. Acum însă ritmul se va umple cu niște copii absolut minunați. Doamnelor și domnilor, cântece și dansă populare cu grupul folcloric Bun Picior de Plaie. Coordonator, doamna profesoară Nuța Ghețu. Să vină vocile alături de mine. Și, evident, avem și dansul. Prin urmare, solista Alexia Șerban-Cuzum va cânta două piese pe Pământul Frâncenesc și La Oglindă de la Angela Moldovan Citire. Ia uite câți copii frumoși, minunați, pe care e bine să-i aplaudați. Ce copii frumoși aveți! Bun, toate treburile sunt puse la punct. Așadar, copii, e momentul vostru. Un picior de plai! Oh,
Mulțumim grupului Formării Copiilor de Plai, felicitări copiilor! Și doamna profesoare Nuța Ghețu! Bravo copii! Foarte talentați, foarte deștepți, foarte frumoși! Acum avem o surpriză! Ați văzut afișul, credeți că știți tot ceea ce s-ar putea întâmpla în această întâlnire, numai că nu e chiar așa! În acest moment veți avea parte de o surpriză, o surpriză 100% live, o surpriză pentru că cel care vă va cânta întotdeauna v-a făcut să vă simțiți bine, să dansați, să simțiți că petrecerea 2 martie este cu adevărat un moment important din acest an. Doamnelor, are un album de lansat și acest album îl puteți vedea chiar acum, se numește Blestemul Iubirii. Doamnelor și domnilor, surpriza cadoul de 8 martie este Aure! Primăvara asta nu este decât o copie. Primăvara, cu adevărat, este în sufletul dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor, cărora vă urez să fiți prețuite, iubite, respectate de soții, de cei dragi din jurul dumneavoastră. Am venit astăzi la Banciu, simt ca și dumneavoastră că lipsește ceva, dar sunt convins că acel ceva ne privește și dacă ceva nu-i regulă, o să ne și corecteze de acolo, din trângere. Vă spun poftă mare, la mulți ani și revin la Banciu cu mare, mare bucurie. Recitalul meu, după cum a spus și Cristi, este live, pentru că Banciu merită această modalitate de a-mi exprima pe scenă. Da? Iubire de o vară, iubire de o primăvară, iubire de o viață, fiecare se uită în suflet și știe ce anume îi lipsește. Dacă ați terminat de mâncat, m-ați ajutat foarte tare, bătând ritmul piesei. Și iubirea nu va decât, dar fără mine cum ar suna?
mare să ne iubim mai tare. Doar noi doi cu luna trei să fim. Să fugim frumoasa mea, marea ne va îmbrățișa și iubirea mea. Doamne, bine stătare, să vedem dreapta, aproape 700 de distinse doamne, se bucură plinirea tradiției de această zi de excepție, să rămâneți frumoase, așa cum vă văd eu acum, să știți că ăștia numai de fiți așa, eu vă văd foarte bine. Mi-a zis că te-am ipotezat, umplă și tu la lup și puneți niște lucrări așa șmeche. Hai frumos o să ducim, pe mare să ne iubim, doar noi doi cu luna trei să fim. Să fugim frumoasa mea, până aici în brancea mea, și mirea mea o arde, vă las sigure, dacă nu uitați. Hai pe mare să ne iubim, doar noi doi cu luna trei să fim. Senzațional! Să fugim frumoasa mea, chiar acum de ziua ta, și iubirea mea o mare de la. După ați zgârcit, mă gândeam că o să se clatele paharele de pe masă, mă dăm din palme. Presupunând că acum, mai sus vocea, s-a terminat piesa, vreau aplauze așa cum... iar ceva. Și pentru că chiar văd atmosferă la început de petrecere, in vino veritas, latinii noștri spun că adevărul este doar în vin, spun un vechi proverb latin. Văd masa oficială, îl văd pe domnul Ciprian Nica. Vă salut, domnul Nica! Domnul Nica, Ciprian, să trăiești! Foarte bine că stai alături, da, sigur. Suntem alături de domnul vice, de domnul Ilian Nica. Trebuie să fim în echipă completă, nu? Mergem mai departe, reveniți așadar, umpleți maharul cu speranță, cu bucurie, de ce nu, cu primăvara pe care dumneavoastră, doamnelor, ne aduceți. Invino Veritas la Banciu! Așa! Foarte bine stânga, nu știu de ce, poate sunteți mai aproape de mine. Hai și dreapta! Și atunci din crâșul mare din acela, vă pune bine numai cura. Vinul care face sângele să alege și care ne venea până atuna. Repetăm! Vinul care face sângele să alege și care ne venea până atuna. Domnilor! Hai să vrem, hai să vrem, să ne veselim. Adevăr-i doar vin, spune un proverb latin. Hai să vrem, hai să vrem, și ce mi-a mai rămas, spune din bătrânul plas, Invino Veritas. Ăsta e refrenul, acesta este mesajul meu. Viața e scurtă, trebuie trăită intens. Iar dumneavoastră, doamnă, ne dați această măsură a frumuseții. Mâine sus! Hei! Sus cu bandeci până la cer și cu stea, celor pe care pot să pătui. Aceasta este viața, a ta nu mai este, a doua viață nu o mai trăi. Să ne veselim, adevărul doar vin, spune-mi doar.
țipați odată să se audă până la strămoare, ia! Sunteți sigură? Păi să vă ajute colegele! Hai să avem și trăim doar odată și oriunde noi vii viața zi. Iubim cu adevărat, iubim numai odată, morim puțin în fiecare zi. Ce vreți? Iubim cu adevărat, iubim numai odată, morim puțin în fiecare zi. Împreună! Începem, da? Zan, pauză, hai! Zan, mai tare! Acum! Mai tare! Hai să bem, hai să bem, să ne veselim! Adevărul-i doar în vin, spune un proverb latin. Acum, dacă îmi dați, eu sunt mulțumit. Poate cu ochi măslini, asta urmează și să vedem cine își ia colega de mână, cine își ia soțul Lucas pe acasă, domnule. Să ajung aici pe ringul de dans, vă fac cu mâna, vă iubesc, felicitări, felicitări pentru numărul mare în care ați venit și în această ediție 2014. Mulțumim domnului vice Iulian Nica, suntem alături de el și pe dumneavoastră vă invit aici pe ringul de dans. Să vedem cine se face viața. Să-ți țin minte, reuitate de atitudine. Și o să-mi fac